Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Roblox. Astăzi jucăm Pet Simulator X și vreau să facem ceva foarte special. Eu n-am jucat absolut deloc și vreau, dacă abonații vor și ei, să primesc cadouri de la ei peturi și să vedem cât de repede putem evolua și bineînțeles ce pet primim cel mai bun astăzi pe episod. Bineînțeles, dacă abonații vor, o să le dau peturile înapoi fără nicio problemă o să se și vadă pe episod cine mi-a dat, îmi scrie după aia pe mail sau oriunde și o să reintru în joc, frumos, îi dau petul. Dar ideea este că vreau să vedem cât de mult putem avansa de la zero cu cel mai bun pet pe care îl putem primi. Din câte știu eu există și huge peturi, peturi care îți oferă de două ori sau de trei ori puterea celui mai bun pet al tău, deci cam ăla ar fi cel mai bun pet. Dar în rest există peturi cu trilioane, cu bilioane, deci o să fie mirobolant Așa că like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelu Și hai să vedem cine dau abonații Apropo, am primit deja ceva peturi Avem de la Alberto pisica asta De la Queen avem, stai un pic Avem, mă nu pot să fac nimic Avem uh, lupul ăsta Și de la Caluga avem Fancy Bă avem Marshmallow Andrei, eu acum am dau seama Ia pot să o pun? Nu o să-mi pun și eu peturile astea Stai că nu pot, că mă spamează abonații Astea ar fi momentan peturile mele prieteni. Da, cred că deja sunt foarte bune. Voi vă pricepeți mai bine. Dacă vreți o serie, o să o facem. The Legendro a zis că vrea să-mi dea ceva mirobolant. Oh my god, ce e asta? Ok, 74 de trilioane. Există mai bun de atât? Ok, The Legend, dacă vrei să ți le dau înapoi pe episod, frate, ți le dau, fără probleme. What? Mai înășim nu vreau și diamante din alea, sau vreau? Ok, un milion e bine. Ada încă un milion, mai am tot de la Caluga. Ce-i asta? Să-mi spuneți, vă rog, dacă există ceva mai OP de atât. Oricum, după ce, să, după ce nu o să mai joc pe Simulator X, o să fac un episod în care donez toate peturile astea, tot abonațiilor, deci vin de la abonați, rămân la abonați. 6,55 bilioane de la Lidia. Ok, o să mai accept eu ceva peturi și o să vă arăt pur și simplu când le accept. Avem de la Proteofil 54,2 bilioane. Nice, un Rudolf. Hai să-l acceptăm. Mulțumim Proteofil. De la Alina Alina avem nimic. <laughs> acceptăm trade-ul. Mulțumesc frate. Apreciez. Măcar ți s văzut numele pe episod. <laughs> și încă un nimic de la Alin Alin 035. Mulțumesc Barbașane. Vedeți că aveți grupul de Roblox în descriere. Dacă vreți să intrați, găsiți și tricouri și toate cele pe acolo. Și să-mi dați propuneri de ce alte chestii să jucăm pe Roblox. Dacă să continuăm, bineînțeles, cu Pet Simulator X și stați că am aici deschis ăsta, bun. 221 de bilioane și ăsta e raton hacker. Ok, hai să luăm. Mulțumesc foarte mult, Caluga. Ca Eu cred că momentan ne putem opri, pentru că cele mai blană peturi pe care le-am primit și nu cred că primim ceva mai bun, cel puțin pe episodul de azi, uh, nu m-am pic Lydia, dați-mi două secunde. The Legend vine cu încă două chestii. Avem Fancy Axolot și Nature Axolot. Adică, practic, avem două mași malandre. Hai să le luăm. Am auzit că și Lydia vrea să mai îmi dea ceva, dar vreau să văd... Momentan... Doamne, sunt și curios când mă duc cu, cu cele mai bune patru pe care le am. Momentan, am așa. Să le scot și pe astea. Momentan, am ăsta cel mai bun. Ăsta urma... Toate sunt de la de la The Legendro. Ce naiba se întâmplă? Bun, mai aștept să văd dacă vrea cineva să mai îmi dea ceva și mă duc să vedem cât de repede putem trece prin toate nebuniile astea. Vezi, vă că mi-a dat Alin Alin iepurele. Cred că e singurul lui pet de level 1. Îl accept, frate. Să fie primit. A, ah, fail. O refuzat. Ce naiba. Na bun, prieteni, mi-am oprit și eu trade-ul, mulțumesc foarte mult The Legend, mulțumesc foarte mult Caluga, Queen, Alberto și Proteofil, cine mai e pe aici, toată lumea care mi-a dat, apreciez enorm. Hai să vedem ce se întâmplă cu aceste patru peturi pe numele lor, Hellish Axelot, Hellish Axelot, -ă, Fancy, deci practic am patru majmala, Andrei, măi. Una e natural, una e Fancy și două Hellish. Aveți că asta e Dark Matter. Așa. Știu și eu cât de cât ceva chestii despre pe Simulator X ăsta, dar nu prea multe. Hai să vedem. Trebuie să dau Roblox-ul probabil un pic mai încet, cred. Dar hai să mergem direct la chestul asta. Mama. Ce simt? Bă, nici n-am făcut bani, am luat direct diamante. Bun, hai să mergem pe cufărul ăsta le pun pe toate deodată? A, ah, tot din... Ba nu, Hai. Ce naiba? am un milion de bănuți deja. Două milioane. Hai să trecem direct mai departe că... E o glumă ce se întâmplă aici. Mulțumesc încă o dată abonaților. Fără ei n-ar fi posibil așa ceva. Dați like și subscribe. Vedeți că e verified de legendro. Nu dați. Între timp mai pun și eu peturile să facă ceva pe aici Dar n-apuc, mă, n-apuc să clipesc, să nimic Deja 4 milioane de bănuți <laughs> Ce naiba Ok, deci am trecut prin două zone în, în cât timp Vreau să-mi ziceți voi Între timp o să mai pun eu pe aici să mai culeagă La cesturi Le dărâm în două secunde, măi a pus să nimic. Am 31 de milioane de bănuți. Doamne, iartă-mă. Olo. Și vreau să strângem și diamante din astea. Că văd că sunt importante. A, dar le strângi greu așa. Trebuie să merg pe... Dacă știu eu, am văzut, nu știu cum să le numesc, dar... 400 de mii de bănuți, nicio problemă. Ok, hai să vedem. Bam. Trebuie ori pe ori pe ăstea Dar cred că pot să dau câte unul la fiecare, știi? Că se descurcă N-are sens să le trimit pe toate într-un singur loc Bam, bam Bam, bam Bam Și gata Facem și... Mama, mam, 400 de milioane de bănuți Bă, când s-a întâmplat asta? Un milion de bănuți Deci 480 de milioane de bănuți am acum Mai trimitem și noi mașmalandrele noastre la scandal uite și putea să le trimit să fac rost de niște dânăștia nu, nu știu măi îi... nu prea am dai o seama cum fac rost de diamante mai repede dacă vrei să trimiți animalele să mineze deodată poți să dai din setări a ah, deci poți să intri fiat în că știe tot barbașanul, intri aici și skip show bla 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 pet sending single all a, și se duc toate pe ceva direct. Bă, tare, dar nu cred că am nevoie de chestia asta. Însă, hai să o folosim. Mai dăm 5 milioane de bănuți și ajungem aici. Hop. 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 Ha, Bine, la un moment dat, cred că asta e șmecheria, să le trimis pe toate patru deodată. Dar o să facem un miliard de bănuți din ăștia. Doamne, ce se întâmplă? Ia, hop, 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 Hop. Vreau să strâng tot de aici așa să vedem cât de repede pot. Am un miliard 200 de mii de bănuți. Ce părere aveți? Prea tare abonații. Bum. 16 milioane s-au dus. Dăm aici. 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 Păi oare cu bănuți eu pot să cumpăr ceva în afară să deblochez zonele? Măi, eu n-am timp să merg efectiv. N-am timp să mă duc nicăieri. Sunt mult prea OP ăștia. Nu știu dacă există ceva mai OP de atât. Știu clar că există huge pe dar să-mi ziceți voi dacă există ceva mai tare de 74,2 triliarde din astea. Chiar sunt curios. Triliardele le sunt miliarde, nu? Da. Deci cred că am... Ăsta are 74 de miliarde, 26 de miliarde și ăsta are 618 milioane, 613 milioane. Bău, fiind de milioane, tău fiind de miliarde cel mai probabil. Ouă. Deschidem și noi niște de ouă blană. Vedem imediat. Stai că nu știu unde am ajuns. Sunt departe oricum. Oare puteam să merg? Știu că se juca țanu. Și la un moment dat putea să meargă într-o parte cu foarte mulți bănuți. Ia să văd acolo. Da, deci am vorbit eu prostii. Uh. Trebuie să apare cu M și aia înseamnă miliard, B biliard și T egal triliard. Acum ce înseamnă un triliard? În matematică un trilion, că de fapt nu e triliard, e trilion, este un număr format din o mie de miliarde. Ok, asta înseamnă trilionul. Ah, nu știu să număr atâta. Deci, da, asta înseamnă că, deci cât am zis, Uh, un trilion este format din 1000 de miliarde. Deci are 74,2 de miliarde. <laughs> ce naiba. Deci practic foarte mult înseamnă, dacă am mai greșit ceva, corectați-mă voi. Mai bine le în direct așa. Trilioane, bilioane și ce or mai fi. Bun. Bum. Dăm, ce dăm aici? 7000. Ah, păi că sal ceva ăstea. Is fantasy, n-am eu așa ceva. Cel mai pe este Huge Cat și al doilea este ăla de 74T. Deci, practic, eu am cel mai bun pet după Huge-uri. Wait, what? The Legend, zim tu că văd că ai verified, tu mi le-ai dat, tu ești bossul pe aici. Nebunie. Nebunie, nebunie, fo. Din joc. Dacă primesc pe aici. Da, deci va trebui să mai facem rost de huge cat și gata, avem tot. Nocif, cele mai opesi sunt huge. Da, știu, Caluga, știu. Tocmai am zis și eu. Huge-ul dublează sau triplează puterea celui mai puternic petal al tău. Ia uite ce aici. Ce e mă, că are Instantaneu. Poți să-ți dai teleport cu diamond. Nu vreau să dau niciun teleport. Insane hacker. Uite cum încrește acolo. Vreau să merg aici toate. Cât au aici? 25 de... 250 de milioane. Le dau cam 12 miliarde. Și așa, acum ce fac? Stai un pic. A, trebuie să... Gata, m-am dus. M-am dus în fantasy world. Gata toate. Aici suntem. Am trecut direct în fantasy. Aici nu cred că mai pot veni abonații atât de repede. Așa, aici sunt alte monede, pur și simplu. Ok. Hai să luăm și cuferele. Luăm și ăstea. Ah, da, mă, da. Uuu, deja avem 600 de mii. Și mie trebuie trebuie 37 de mii ca să merg mai departe. Ok, vreau să vedem cât de departe putem ajunge în 20 de de clip. Asta, vreau să dau tot ce pot. Poți să te teleportezi așa... Ba pot, nu știu ce îmi zice acolo. Bun, hai să înci asta. A, ah, ok. Aici cu 85.000 deschid prima zonă. Aici cu 500 de mii. Hai să mergem și în zona asta, că de ce nu, să le luăm pe rând. Bom. Hai să vedem cât de repede merge treaba aici. A, ah, și când mă plictisesc de zona asta, trebuie să ies, că n-am de ales. Deja am milionul imediat. Bam. 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 Și bam. Ok, am un milion. Cred că ar fi cazul să ies de aici, dar nu știu cum. Cum ies, bă, de aici? A, ah, probabil trebuie să merg sus. O, oh, dar pot veni abonații după mine? N-au treabă zbarba și în rău de tot. N-am apucat să, să sparg eu ăla. Ok, cred că trebuie să ne întoarcem pe acolo. Până un alta, mai luăm și noi de toate. Încercați să mi le lăsați mie, vă rog, să... Încerc și eu să le iau, să văd ce se întâmplă. Bun. Ok, acum mergem în zona următoare. Bam. Eu termin jocul într-un episod ce se întâmplă aici. Bam. 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 Bine, cu ajutorul abonaților, bineînțeles. Am deja 5 milioane. Și trebuie să fie ouă la super OP. Corect. Vezi că se chinuie puțin peturile să deschidă. Hai că se chinuie dacă e. Aici avem cadouaie. 12 milioane de coin-uri din alea, nu mai înțeleg nimic. Ok. Am înțeles. Am înțeles nimic. 20 de milioane de bănuți. Eu cred că trebuie să mă duc direct în ultima zonă. Ce noroc ai că ești youtuber. pei da, dai seama că e așa la... A, ah, dar uite că și The Legend și Proteofil amândoi au verified. Nu știu cum obții. Îți da dai seama că practic e un episod făcut de voi dacă stăm să ne gândim. Ca dacă nu ajungeam eu, nu în 14 minute la treaba asta, în 5 milioane de ani. Eu uite cum se strângă astea. Da, toate. Debia aștept să ajungem să terminăm totul și să vă donez vouă peturile. Bine, asta dacă vrea The Legend Ro, să-i dau peturile. Dacă nu, îi le dau înapoi. Adică gen dacă pot să le dau mai departe. De fapt, ar putea să ne zică acum dacă e de acord. Și probabil o să fiți nebuniți de episodul în care vă dau petul ăla. Uh, Dar cred că cel mai tare lucru e să ajungi să ai 4 peturi din astea. Deci putem face o serie destul de interesantă. Uh, bun. Pentru că de acum nu cred că voi mai accepta peturi. De fapt, sunt sigur. Uh, te învăț să și tu verify dacă vrei. Păi nu știu la ce mă ajută. 18 mele oane, bom. Uh, sunt sigur că nu o să mai accept Că mă pot descurca cu astea pe care le am Să fim sinceri Bun, hai să încercăm să facem 100 de milioane de puncte Să vedem cât de repede le putem face O să dau click pe tot ce apuc Pentru că nu le ia mai mult de o secundă Văd că se strâng greu diamantele alea Adică dacă e ceva ce se strânge greu Clar sunt diamantele Hmm, Interesant. Bun. Și avem acolo în mijloc nebunia aia. Ia. Uu, o demolat-o pur și simplu. Și acum pot să mă duc eu să mai iau extra. Cat am zis că vreau să fac 100 de milioane. Am 280. Ce se întâmplă mai aici? Uite cât de greu se fac diamantele. Bine, poate trebuie să mă si duc să le culeg, știi? Dar nu că îți dă puține rău de tot. Trebuie să văd exact cât costă chestiile cu diamante. M-am blocat în asta. Bun, hai să ne întoarcem. Iar o apărut nebunia aia, iar am luat-o. Nu -o mai zic nimic. Bun, mai avem două zone și ce se întâmplă? Se gata jocul sau ce? <laughs> Cum ar fi? Asta e 66 de meleoane. Și am ajuns în zona... Mamă, ce cu nebuniile astea. Aici se fac banii toate. Am luat două de astea. E gata. Cât am, mă? 500 de milioane. <laughs> Verified îți dă 50% plus XP. Păi și mai am nevoie de chestia asta? Stai că s-a spawnat ăsta peste mine. Vreau să fac miliardul și plecăm și de aici. Gata, am făcut miliardul. Let's go. Gata. Asta a fost. Un miliard 100 de... un miliard 170 de milioane. Asta cât costă? Un miliard probabil. Nu, costă doar 150 de milioane. Hai să vedem. Și am ajuns în zona asta. Nici nu vreau să mă gândesc cât v-ați schinuit voi să ajungeți în așa zone. Dar, da. Ok. Am rămas fără cuvinte. Mulțumesc încă o dată abonaților. Și le mulțumesc de un milion, de ori de un miliard de ori. Uite, dacă strângem astea, bam. Păi mai și farmă în punctele astea. Gata, 2 miliarde. Ce să mai ai nevoie, măi Bum, ia yeah. Hop, hop, Gat. Vreau 3 miliarde și am plecat A, da, apropo Mai pot să merg pe undeva? Uite și opul acolo Păi și ce fac acum? Trebuie să mă întorc, să mă duc pe drumul ăla unde trebuia să dau 7 milioane jumate? Sau ce? Nu mai înțeleg Bun, aici am terminat toate astea Și acum ce? Uh, hai înapoi Oare trebuie să merg tot pe acolo? A, uite uiteam aici, mai nici n-am băgat de seamă. 777 de meleoane trebuie să dau să continui. Mai avem încă un minut jumătate de clip, pentru că la 20 de minute încheiem și vreau să vedem cât putem să avansăm. Eu ce aici, mă, toți? Mamă, uite-l pe ăsta de un trilion. Ce, frate, că l-au distrus în câteva secunde. Mamă. Eu am 16% insane hacker. Îmi dau ăștia bani, naiba. Zic că am venit și am hecuit zona. Așa, aici se farmează, gata. Da, toate. Apropo, sunt pe server privat. Am uitat să vă zic că am dat 400 de robux. Deci suntem boși. Păi și de aici ce mai fac? Hai după mine în Tech World. Probabil sunt atât de multe chestii. Și eu încă sunt super nub, dar mă bucur că am ajuns atât de departe. Cum ajung acolo? Trebuie să-mi dau teleport. Ia. Dau aici dau pe... Am exclusiv shop. De aici pot să cumpăr chestii cu Robux. Ok. Văd că pot să iau ăsta. Redeem. A, ah, trebuie să-mi bag un cod ceva. Ok. Bun, hai să mergem la shop cu 25.000 de diamante. A, ah, mi-am deblocat shop-ul cum ar veni a toate. De fapt nu cred că mai trebuie să dau, că n-am de ce să merg pe acolo. Hai doar să am shop deschis. Și vreau să vedem ce putem face noi. A, uite că putem cumpăra și cu bani. Da, deci eu cred că am terminat zona acum ar veni și putem să-l cumpărăm pe cel mai scump, care e 562 de... Mamă, dar n-am atâta. Ba da, am, 12 miliarde, ce deci paletă sunt. Ok, hai să deschidem și noi niște ouă așa, cele mai OP. Și să donăm peturile astea, celor care n-au deloc. Ok, îmi tot de Golden Fox asta și văd că cea mai OP îi aia cu semnul întrebări. A, ah, păi trebuie să deschizi, cred că, multe. Îmi tot de Golden Fox, nu vreau Golden Fox. Dă-mi ceva OP. Bă, nu mai da Golden Fox. Care-i mă Golden Fox-ul? Primul sau al doilea? Oricum e... Cred că e prima. U uh, Golden Hellbat Da, deci am primit al doilea, bun. Ăla cu 13% îl vreau. A, ah, bă, lasă-ne. Îmi consum toți banii aici. U uh, Golden Lava Slime. Let's go. Și mai sunt alea cu 0,17% și la cu senul întrebării. U uh. hai să donăm ăsta. Ia, să mă uit un pic la el cât are. Săracul Lava slime oare are 11. Bă, stai. Asta de unde l-am? Cred că tot așa l-am primit de la abonați. Hmm. Îmi dai un Golden Fox, please? Da, frate, cum îți dau trade? Ia să aflu. Gata, m o acceptat David. O zis că vrea o vulpe, dar noi hai să-i dăm și ceva super OP. Uite, o să-i dau pe... Hmm. <laughs> hai să-i dăm ceva extrem de OP. Genul nu ăștia pe care îi folosesc eu, dar al doilea cel mai eu pe ăsta fancy. Ba nu, pe ăsta îl folos, nu îl folosesc. Îl dăm pe ăsta și mai dăm și ce mai dăm? Hai să dăm și slime-ul și gata, dăm ready. Da. Hai mă, să se bucure barbașianul dacă am primit, dar din dar se face rai și o să mai tot dăm, bineînțeles. Cum le primeze, dau și eu mai departe să se bucure abonații. Dar nu acceptă. Nu pe al meu, pulez îl vreau pe al meu, ok? Păi și care, pe care mi le ai dat tu, Queen? De 77,2 bilioane. Hai să-l dăm înapoi lui Queen, că o zis că îl vrea înapoi. Îl dăm înapoi lui Queen, pentru că mi l-a dat pe ăsta. Bam, ready. Boom. Poftim. O și acceptat. Nice, mi-am și notat aici ce cine mi-a dat. Deci dacă le vor înapoi, cu cea mai mare plăcere. Deci, vane, la lumea forest poți să faci upgrades, dar nu știu unde e asta. Fiți atenți că aici pot să fac upgrade-uri, gen dau 2500 de diamante. A, ah, și strâng mai multe diamante. Ok, vreau chestia asta. Uh, pet strength, aici putem să creștem și puterea la pet. Let's go. Pet speed, hai să fie și mai rapizi. O să... Știi ce? O să dau tot ce ce îmi permit așa la prima vedere. De fapt, cred că pot să le maxez pe toate, corect? Ha, să le maxăm pe toate. Că de ce nu? Da, și-a mai rămas cu 1.800.000. 100% complet. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Cum vrei James nociv? Cum adică cum vreau James? Sau dacă vreau, nu, a, vrei să-ți dau James, nu mai vreau de legend, mulțumesc. Vedem dacă le place abonaților și în următorul episod îmi spuneți voi ce vreți să facem. Probabil tot așa o să încercăm să progresăm, să vedem să mergem într-o altă lume și tot așa, să vedem cât de departe putem ajunge în episoade de 20 de minute. Și bineînțeles, targetul meu este să fac rost de încă 3 peturi din astea, dar să încerc să fac eu rost de ele. Și pe lângă asta să facem rost de un huge pet la un moment dat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, văd acum dacă vor abonați peturile înapoi, dacă vor o să le dau înapoi. Ne vedem în episodul următor, toate cele bune, like, share, subscribe și pa,